Cârcei. Iată și un prim plan al lui Rotariu, dar să urmărim această lovitură liberă respinsă în corner de Prodan. Rotariu se încălzește pe margine. Cosmin Băleanu îmi spune că cel schimbat va fi probabil Giga Popescu. Acum Gary Kelly în careu. Doboș a trecut pe sub minge, fază periculoasă. Și a fost o încercare de reluare pe spate a lui Connolly. Va avea loc înlocuirea despre care vă vorbeam și îi predau microfonul lui Cosmin Băleanu. Roti! Roti! Nu te aud. Pe marginea terenului, Iosif Rotariu revine în echipa națională după 5 ani de zile, înlocuit Gică Popescu, cel care a făcut mari eforturi pentru a sta astăzi în teren. Angel Iordănescu l-a menținut pe Gică Popescu și în repriza a doua. Kennedy pătrunde în careu, minge pentru Houghton, foarte bun tackle-ul lui Doboș. Mingea în continuare la irlandezi și Gabi Popescu reușește intercepția. Rotariu l-are în stânga pe Craioveanu, este însă faultat din spate și faza se răcește. Făcând un pressing, iată o fază mai puțin întâlnită, Kelly ieșit mult în afara careului, în lateral însă. Cascarino în luptă cu Prodan și acum o fază periculoasă cu Gary Kelly, dar se aude fluierul de final și echipa noastră câștigă cu 1-0.